Primăria Sibiu a amendat mai mulți constructori care au deschis șantierele în oraș pentru că nu au respectat prevederile hotărârii de Consiliul Local, prin care sunt obligați să spele roțile camioanelor care ies de pe șantier în drumurile publice. Printre cei amendați se află și constructorul stadionului municipal, care a primit 5 sancțiuni contravenționale în sumă de 4.500 de lei. Câinele polițist de la IPJ Sibiu a reușit să dea de urma unui hoț care a furat țigări și băuturi alcoolice dintr-un magazin din comuna Mihăileni. Urma prelucrată de Bond i-a condus pe polițiști la un imobil de pe raza aceluiași localități, acolo fiind depistat un tânăr în vârstă de 16 ani care deținea asupra sa bunurile reclamate ca fiind sustrase din magazin. O femeie din Șelimbăr a avut parte de o vizită neașteptată. Un bursuc a intrat în curtea locuinței sale. Femeia a pus mâna pe telefon de îndată ce a observat animalul și l-a filmat. Inițial s-a speriat, neștiind despre ce vietate este vorba. Imaginile au fost publicate ulterior pe Facebook, acolo unde oamenii au constatat că este vorba de un bursuc. Aceștia i-au sugerat femeii să apeleze fie la protecția animalelor, fie la asociațiile care se ocupă de animalele sălbatice.